Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre mărturisirea lui Hristos și mucenicia din zilele noastre. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Răzvan Mare, de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, din cartierul bucureștean Rahova. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, Doamne Șoate. Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre mărturisirea lui Hristos și atunci când ne gândim la mărturisirea lui Hristos, gândul nostru merge chiar de la primele zile de viețuire a Mântuitorului în această lume. Ne aducem aminte că la câteva zile după nașterea Mântuitorului Hristos, regele Ierod dă acel ordin de a fi uciși toți copiii până la 2 ani. Acest ordin prin care, iată, primii care l-au mărturisit pe Hristos au fost chiar copiii. Vedem, Mântuitorul Hristos nu a fost primit de oameni cu bucurie, așa cum ar fi trebuit să fie. Și trebuie să recunoaștem că nici noi nu prea îl primim astăzi cu multă bucurie, săvârșind păcatele pe care le săvârșim. Pentru că vorbim de mărturisire. De ce totuși vedem acest început, ca să spun așa, al mântuirii cu această mărturisire a copiilor? Este interesant dacă ne-am gândit cum l-au primit pe Mântuitorul atunci oamenii și cum îl primesc astăzi. E foarte interesant. La fel îl primesc. Cum l-au primit atunci. Adică atunci n-aveau loc pentru el, astăzi tot n-au loc pentru el, pentru că în locul lui Hristos este luat de cu totul altceva. De anumite aspecte seculariste, comerciale, de sezon, de epoca respectivă, noi ne alungăm în afara spațiului sacru și pe Hristos îl alungăm undeva la marginea preocupărilor noastre. De Crăciun ne amăgim așa că ar veni un bătrân, noi o să-l vedem pe Hristos cel născut, de Paște îl ducem pe Hristos în spatele unui iepure, că vine iepurașul și ne aduce daruri. Omoară-te lumea, în general, această tendință de a se eschiva la imaginea lui Hristos, la personalitatea și persoana lui Hristos, pentru că El este Dumnezeu însuși și însăși prezența sa e degetul lui Dumnezeu îndreptat spre tine. Și atunci este, o vedem și ca o ignorare, dar și ca o nerecunoștință. Bine, nu e general aceasta, să nu exagerăm, dar există această tendință, am spus, pentru că societatea umană, societatea în general, această societate al vremurilor noastre contemporane, este una cu tendințe crescute de secularizare, de autonomizare în relația cu Dumnezeu, iar Dumnezeu, în dragostea sa și în răbdarea sa nemăsurată față de noi, încă așteaptă întoarcerea noastră. Ei bine, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune, în momentul în care vine vorba despre copii, asemănându-i cu cei care au această curățenie și frumusețe, noblețe și gingășie sufletească a celor care au dobândit împărăția cerurilor. Și dacă facem un recurs la sfinți, la personalitățile lor, vedem că ei au un soi de copilărie care este născută tocmai din smerenie. Smerenia naște această, i-am spune noi, naivitate frumoasă, cum ar fi inocența copilărească, dar nu e naivitate, este o maturitate, o maturizare duhovnicească. Maturizarea duhovnicească are această valență a smereniei, ieșirea din egoism. Copilul, având tendința de a vedea necazul celuilalt, și copilul care este crescut într-o familie în care accentuează lucrul ăsta, el asimilează ca un burete. Vreau să vă spun un caz în acest sens. Am auzit la un post de radio că la un moment dat o fetiță
trebuia să, mă rog, era contextul, era următor. Avea nevoie de un anumit caiet la ora de engleză. Și un caiet special. Și colega de bancă și-a dat seama că nu avea această putere financiară. Iar ea i-a spus mamei că ar vrea să cumpere el acest caiet. Și care a fost răspunsul mamei? Nu numai că a cumpărat caietul pentru fata respectivă, dar a încurajat modul de gândire al copilului. Păi asta ne cere Hristos. Această inocență și această receptivitate la necazul celuilalt. Întorcându-ne la subiectul întrebării Sfinției voastre, Dumnezeu prin copii arată această frumusețe a credinței și efectul dobândirii împărăției cerurilor. Copiii sunt primii care sunt jertfiți, arătând că omul întoarce spatele lui Dumnezeu și inocenței. Dăruirea și gândirea în perspectiva Evangheliei a dobândirii cerurilor îi se pare cumplit de grea. Părându-i se așa cumplit de grea, este practic un refuz. Ierod ce face? El sacrifică acești prunci. De ce? Simplu, auzind că se va naște un rege, un împărat al iudeilor, și ca nu cumva el să piardă tronul. Egoismul și seta de putere a lui Ierod l-a dus la această nesocotință cumplită. Nici măcar nu a analizat, gândindu-se că el va fi veșnic. Când s-a născut acel copil, el avea undeva la 40 de ani. Aproximăm 30-40 de ani, dacă nu și mai bine. Când putea să ajungă acela împărat? Și în postura de a-i lua tronul. În postura de a-i lua tronul. E aberant. E aberant. Dar aici vedem nebunia minții, nebunia omului căzut care nu mai are discernământ. Iar copiii care au fost sacrificați reprezintă tocmai această nebunie a lumii. În momentul în care ei întorc spatele gingășiei, afabilității și dragostei lui Dumnezeu. Am fost de curând, undeva prin luna noiembrie, ne-a binecuvântat Dumnezeu să ajungem într-un pelerinaj cu binecuvântarea Preafericitului prin Bazilica, Agenția Bazilica. Am fost în Țara Sfântă și am coborât la Betleem, ne-a deschis Părintele de acolo și am văzut în acea grotă de sub Bazilica, Biserica de la Betleem, Biserica Nașterii Domnului, am găsit și am văzut osemintele, parte din osemintele pruncilor uciși. Când intri acolo, te cuprinde așa un sentiment din acesta și de milă, și de compasiune, dar și unul de revoltă. Cum să se întâmple așa ceva? Să ne închipuim numai ce carnage a putut să fie, ce dramă cumplită, se resimte și peste 2000 de ani. Drama omului căzut și efectele omului căzut nu se petrec doar de moment, ci au reverberații peste veacuri. Tocmai de aceea, una dintre multele responsabilități pe care ar trebui să le avem sau măcar să le vedem este că această credință noastră a fost păstrată cu multă jertfă și cu multă sudoare a frunții și cu mult sânge vărsat. Ne gândim la acești prunci uciși de Ierod, ne gândim la toți sfinții mucenici, cel puțin din primele veacuri creștine, care au împodobit calendarul și pe care noi, iată, îi cinstim în mod deosebit de sute de ani și pe care parcă îi vedem în fața noastră. Și de la toți aceștia învățăm o lecție a iubirii, o iubire pentru viață până la urmă, pentru că ei știau cu adevărat că jertfindu-se lui Hristos își câștigă
viața cea veșnică și împreună șederea cu El în împărăția Lui cea cerească. Părinte, iată, sunt țări și în zilele noastre și ne gândim la frații noștri din Siria și nu numai, și din Africa, care, iată, suferă și îl mărturisesc pe Hristos și astăzi, iată, în 2020, cu prețul sângelui. Ei bine, venim și ne gândim la țara noastră. Trăim într-o țară în care avem această libertate de a ne manifesta credința, de a ne arăta dragostea față de Dumnezeu și, cel puțin în mod vizibil, nu este nimeni cu o sabie deasupra capului sau nu ne simțim viața pusă în pericol atunci când ne rugăm lui Dumnezeu. Și totuși, în zilele noastre există forme de mărturisire a lui Hristos. Cum îl mărturisim noi pe Hristos în zilele noastre? În cuvântările mele din Sfânta Biserică, și nu numai, și cele ocazionale, aduc în evidență, prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, mărturisirea lui Dumnezeu prin propriul nostru exemplu. Nu poate să fie o mărturisire mai mare ca asta. Mărturisirea martirului, care în fața morții spune, dacă asta e vina mea, pentru asta trebuie eu să mor, că îl mărturisesc pe Hristos, o să vă spun ceva. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pentru asta voi mă martirizați? Asta e adevărul. E mărturia. Martirul și mărturisitorul nu se dă în loc de la mărturisi pe Dumnezeu. Noi astăzi, dacă ieșim în țara noastră, 2020, cum a spus Sfinția voastră, ieșim în piețe și spunem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, o să avem reacții diverse. Unii ori să se închine și o să zică, așa este, alții ori să spună, bine, bine, noi știm asta. Alții ori să spună, e unul care nu e în toate mințile, ce caută el în piață, să meargă în biserică. Mă rog, sunt atâtea opinii. Mentalități, opinii. Dar în momentul în care lucrezi prin propria ta persoană, nu mai e nimic de tăgăduit. Să știți că martirul mărturisea cu gura, dar și cu fapta. Noi astăzi trebuie să mărturisim în primul rând cu fapta. Părtășia de care ne spun Sfinții Părinți cu Harul Sfântului Duh în cadrul Sfintei Liturghii trebuie să aibă un efect. Părtășia nu se face la nivel mental, nu se face la nivel, să spunem, de simplă afectivitate și atât. Ea se întâmplă în chip real și are urmări categoric benefice. Dar dacă tu nu ți le asimilezi și în cadrul Sfintei Liturghii, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ori te gândești la prețul grâului, ori vorbești cu cel de lângă tine, ori nu știu ce îți mai trece prin cap, ratezi momentele. Pleci din biserică, spui că ai fost la biserică, dar imediat, nici nu ajungi pe ușa bisericii, te-a deranjat nu știu cine că ți-a spus nu știu ce, ți-ai adus aminte de cineva care nu știu ce trebuia să facă și ajungi să te tulburi mai tare. De aici, tu ce devii? O contramărturie. Nu numai că nu-L mărturisești pe Hristos în calitate de creștin, să spunem autentic, practicant, cum mai folosim termeni uzitați în ziua de astăzi. Nu numai că nu-L mărturisești, dar îl contramărturisești. Pentru că cel care nu vine la biserică, considerindu-se că el are credința lui, sau fiind de altă credință, el o să spună, vezi cine vin la biserică? Ăsta e efectul. Și atunci tu faci o defavoare ție însuți sau însăți, atât ție personal, cât și comunității, cât și bisericii. De aceea, mărturisirea lui Dumnezeu se face cu discernământ prin propriul exemplu. Adică să înțelegem în primul rând cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. Înțelepciunea, înțelegerea, dragostea, evlavia și toate celelalte. De să ni le asimilăm
ca fiind darurile lui Dumnezeu. E, aici este puțin mai greu de lucrat. Asta e mărturisirea. Simplu. În zilele noastre, propria faptă trebuie să fie o mărturisire. Credința ta trebuie să fie mărturisită, trebuie să nu fie moartă, ci să fie lucrătoare. Lucrătoare unde? În via Domnului care este lumea. Pentru că ați menționat mai devreme de acei oameni care spun că au un Dumnezeu al lor, că au o credință a lor pe care o păstrează în suflet, dar nu o manifestă prin fapte. Și când ne gândim la fapte, ne gândim în primul rând la prezența la Sfânta Liturghie, dar și la liturghia de după liturghie, și anume la aceste acțiuni sociale, filantropice, dedicate aproapelui, prin care noi ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și totodată îi permitem lui Dumnezeu să împrumute mâinile noastre atunci când vine în ajutorul semenilor. Ce rol are această dragoste față de aproapele și în ce fel dragostea față de aproapele poate fi o mărturisire și pentru cei de lângă noi a credinței noastre, până la urmă? Faptul că venim, cum a spus, la biserică, și nu doar că venim la biserică, ci și împlinim ceea ce ascultăm într-un cuvânt, la predică, ceea ce citim din viețile sfinților, ceea ce vedem poate la o emisiune de la Trinitas TV, în ce fel am putea să ne arătăm dragostea în modul acesta față de Dumnezeu? Există o astfel de posibilitate? Biserica niciodată nu a exclus acest aspect, ba mai mult decât atât. Nu numai că l-a recomandat, l-a și promovat și îl și promovează. Păi ce sunt parastasele? Ce sunt aceste pomeniri cu daruri? Către cine faci daruri? Către cel care nu are. Că inviți la masă la tine două, trei persoane care sunt rudele tale și vrei numele acelui să mâncați, să prânziți, e foarte bine. Dar dă-i celui care nu are. Biserica întotdeauna a promovat această mărturisire a credinței prin milostenie, prin fapt. Ba mai mult decât atât. Biserica este prezentă astăzi cum era și în vechime. Este prezentă în spital, în penitenciar, în aceste, să spunem, case de copii, cum erau pe vremuri, cum sunt centre de plasament. Biserica este prezentă în societate și este vie. El vine și îl mărturisește pe Hristos și aduce stropul de alinare. Liturghia după liturghie de care vorbeați este o mărturisire prin faptă a filantropiei divine. Nimic mai mult. Filantropie care este foarte frumos evidențiată în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Acolo îl prezintă pe Dumnezeu atât de delicat și atât de înalt prin iubire, că devine copleșitor. Această stare de copleșire este echivalentă și în liturghia de după liturghie. Și o să vă spun ceva, să vă fac o mărturisire. În 2014, prin mila lui Dumnezeu, am slujit 2-3 luni în Seattle, în America. Acolo, întotdeauna după Sfânta Liturghie, avea loc masa socială. În cadrul diasporei erau oameni, și sunt și acum niște oameni, eu iubesc tare mult pe acea comunitate de acolo, niște oameni deosebiți, n-am cuvinte de apreciere la superlativ față de ei. Lucrători cu adevărat. Și dacă tot spun asta, o să vă mai mărturisesc și ceva. Acolo știți cum se face Sfânta Liturghie? Omul cântă la strană, n-au cântăreți. E ceva de vis. Sunt câteva persoane care, din dragoste față de Dumnezeu, au afacerile lor, au treburile lor, dar vin la strană și cântă toată slujba exact după note. E ceva de vis. Și acolo are loc masa socială. Diferite persoane vin și prânzesc acolo. Poate unele n-au această posibilitate financiară deosebită. Și vine și pune ceva. Pe masă se pun majoritatea produse românești, tradiționale, făcute în casă. Și se împărtășesc de dorul de casă, se împărtășesc de facerea de bine
și se împărtășesc de bucuria în Hristos. Nu e liturghie după liturghie. Cât de frumos putem să vedem această filantropie, această lucrare, iubirea lui Dumnezeu față de noi toți. Și liturghie după liturghie mai este și atunci când te duci și pansezi rănile unui bolnav, a unuia care este sufletește, a unuia care are bol trupește. De aceea, receptivitatea la nevoia celuilalt este foarte bine prezentată în Evanghelie. Și o să vă mai dau un exemplu. Tot o formă de liturghie după liturghie o regăsim într-una din pericopele evanghelice, în care Mântuitorul, într-o casă fiind, este adus prin acoperiș. Mă rog, se știe că acolo este o portiță, casele acelea au altă, aveau pe vremea altă structură, nu cea care o știm noi acum, și a fost adus un paralitic. Și Mântuitorul îl tămăduiește. Dar nu înainte de a vedea ce? Dragostea a celor care l-au luat, au urcat cu el pe casă, că nu o putea să intre pe ușă din cauza mulțimii, și din dragoste față de neputința celuia, știind că n-are cum să ajungă la Mântuitor și că vrea și el vindecare, aceștia s-au ostenit mult ca să-l aducă la Hristos. Și Hristos sesizează această receptivitate a acestor patru bărbați. Vedeți? E o liturghie după liturghie, mai înainte de a fi liturghia. La fel și noi am putea să facem gestul acesta atunci când avem o persoană dragă, care știm că are o neputință, și fie îl ajutăm ducându-l în primul rând la un duhovnic să se spovedească, să se împărtășească, iar mai apoi ajutându-l să găsească un medic specialist care i-ar putea rezolva problema. Dar sunt și creștini de-ai noștri care mai fac un lucru extraordinar. Au prieteni, au cunoștințe pe care le iubesc și pentru care țin post sau se roagă îndelung special pentru ei sau chiar fac fapte bune pentru ei, sperând că astfel să-i poată ajuta. Asta este o formă a înțelegerii corecte a iubirii lui Dumnezeu în lume. Este o formă corectă a mărturisirii lui Dumnezeu în lume. Vedeți, acestea sunt formele de mărturisire pe care noi trebuie să le dăm astăzi. Și dacă suntem chemați să le facem, atunci să nu ne alăturăm. Să nu fim ca cei care nu numai că nu îl primeau, dar și îl zgâneau pe Mântuitorul. Să nu fim ca aceia care îl izgoneau din cetate în momentul în care lucra minuni în rândul lor. Exemplu, un contraexemplu, sunt gadarenii când l-a vindecat pe cei doi demonizați, stau săraci prin cimitir și duhurile demonice au dat în turma porcilor. Și în loc să se bucure că acele suflete s-au tămăduit și puteau și ei să se bucure de viața pe care le-a dat-o Dumnezeu ca dar, ei s-au întristat de pierderea porcilor, nu atât ca animal, ca vietate, cât ca preț, ca parte financiară. Acesta este cel care, prototipul omului care nu a înțeles pe Hristos și nu a înțeles Evanghelia. Și nu numai că nu înțelege, dar prost, greșit, o și propovăduiește, neaccentuând acestea. Biserica întotdeauna și mai cu seamă în zilele noastre, biserica este foarte prezent, este vie în societate și de ce nu trebuie să spunem realitatea. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu un părinte patriarh vrednic și care ne-a insuflat acest duh al filantropiei și al mărturisirii lui Hristos în fața unei lumi secularizate, în fața unei lumi care are tendința a întoarce spatele lui Hristos. Biserica fiind prezentă și vie, în momentul în care omul se întoarce cu spatele către Hristos, prin fărâma aceea de dumnezeire care în el sufletul, rațiunea, are tendința de a rămâne într-o parte totuși. Și această parte s-a dat Dumnezeu ca cu timpul să se întoarcă iarăși, să revină cu fața la Hristos, care este forma inițială a creștinului, a omului în general. Să ne ajute Dumnezeu să
ne întoarcem și noi privirea către Dumnezeu, către Hristos și prin astfel de acțiuni pline de iubire să ne arătăm dragostea și recunoștința până la urmă față de El. Părinte, din păcate, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte pe care ni le-ați rostit și vă așteptăm și într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc mult! Slavă lui Dumnezeu pentru toate și Maica Domnului să ne bucure pe toți! Amin! Mulțumim tare mult! Să rămână! Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și așteptăm mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!